Calendaristic, 1 martie este prima zi de primăvară, anotimp ce simbolizează renașterea și revenirea naturii la viață. De 1 martie, femeile și fetele primesc mărțișoare și flori, simboluri ale frumosului anotimp. De la gesturile simple din trecut, sărbătoarea primăverii a devenit o adevărată afacere. Tarabele sunt pline de mărțișoare de toate formele și culorile pentru toate gusturile în funcție de cui le sunt destinate. La fel de căutate sunt și florile de primăvară, paleta de culori și mirosuri fiind mai mult decât convingătoare pentru cumpărători. De cumpărat, cumpără toată lumea, dar mai mult bărbații sunt cei care se străduiesc să aducă primăvara în inima partenerelor. Nu e soare, nu se vede că vine primăvara, dar totuși astăzi sărbătorim începutul primăverii. Se cumpără mărțișoarele? Se vând mărțișoarele astăzi, da, se vând. Femeile cumpără mărțișoare sau bărbați? Bărbații cumpără mărțișoare, cumpără la doamne. Deci cei mai mulți au fost bărbați? Bărbați, cei mai mulți bărbați, da. Am venit, da. Un gând de primăvară? Da, să avem o primăvară frumoasă și să fim sănătoși. Adevăratul simbol al primăverii, ghiocelul. Sunt culești de dumneavoastră? Da, da. De unde? De la Făget. De la Făget ați venit astăzi pentru a aduce primăvara la Deva. Da. Nu e zăpadă? Ba da, o nins acum la noi. Și cum i-ați cules? Așa am cules, prin zăpadă și prin ploaie. În fiecare an culegeți? Da, fiecare an. Ce simțiți în momentul în care culegeți primul ghiocel, să spunem așa? Ne așteptăm că vine primăvara. Da. Au cumpărat bărbații astăzi ghiocei sau femeile? Și doamnele și domnii.